ziua, dragii mei! Mă numesc Olar Victoria și sunt profesoară de chimie și fizică la instituția publică Liceul Teoretic Gaudeamus. Astăzi vom continua lecția noastră de fizică la unitatea curentul electric în diferite medii cu tema aplicații ale electrolizei. După cum vă amintiți, la lecția precedentă am vorbit despre procesul de electroliză, care este un proces ce constă în trecerea curentului electric prin electroliți însoțit de o eliberare de substanță la electrozi. În cadrul acestei lecții ne vom axa pe aplicațiile electrolizei în viața cotidiană, și anume electrometalurgia, galvanostegia, galvanoplastia, ionoterapia și altele. Deci să le luăm pe rând. Electrometalurgia are la bază procesul de obținere prin electroliză a unor metale din minereurile respective. Spre exemplu, aluminiu poate fi obținut din minereul de bauxită. Pentru aceasta se folosesc băi electrolitice, unde catodul îl constituie fundul din fontă, iar electrozii din grafit folosiți reprezintă anodul. Curentul electric de intensitate mare, care circulă prin minereu, îl încălzește până la topire și se produce disociația electrolitică a moleculelor. Aluminiul se depune la fundul băii și este evacuat printr-un orificiu de scurgere, apoi utilizat în practică. La fel, procesul de electroliză mai este utilizat și la purificarea metalelor prin electroliză. În acest caz, catodul este confecționat din metalul pur, iar anodul din același metal, doar cu impurități, care ar putea fi fierul, magneziu și așa mai departe. Iar electrolitul este o soluție a sării ce conține ioni ai metalului ce se purifică. În electronică și electrotehnică se folosește cupru de înaltă puritate, care se obține din cupru brut prin electroliza soluției de sulfat de cupru. Anodul este format din plăci groase de cupru brut, impurificat cu alte metale, zinc, fier, cum am menționat mai sus, iar catodul din plăci subțiri de cupru pur. Electroliza se realizează la tensiune joasă și la catod se depune cupru pur, iar ionii de sulfat se îndreaptă spre catod, unde interacționează cu cupru, formând sarea neutră de sulfat de cupru, iar impuritățile se depun pe fundul băii. O altă aplicație a electrolizei este o constituie galvanotehnica. Galvanotehnica are două ramuri, și anume galvanizarea, ce reprezintă un proces electrochimic prin care se acoperă suprafața unui metal cu un alt metal, a cărui ioni sunt disociați în soluția electrolitică, în scopul protejării contra coroziunii sau în scop decorativ. Obiectul metalic care se prelucrează se unește la catodul electrolizorului, umplut cu soluția unei sări ce conține metalul cu care se acoperă suprafața. Anodul este confecționat din metalul de acoperire. În funcție de metalul depus, procedeul se numește nichelare, zincare, aurire, argentare și așa mai departe. Astfel putem să luăm o linguriță din fier și să o argentăm și o vindem la piață ca o linguriță din argint. Galvanoplastia este o altă ramură a galvanotehnicii și este procesul de reproducere a reliefului unor obiecte, de exemplu medalii, monede, sculpturi și așa mai departe. În acest scop, din materiale plastice, cum ar fi ceară sau lut, se confecționează mai întâi mulajul obiectului reprodus, care se acoperă cu un strat subțire de grafit pentru a-l face un conductor. Mulajul astfel preparat se conectează la catodul electrolizorului, ce o conține o sare a metalului din care este confecționat anodul. În urma electrolizei, modelele se acoperă cu un strat de metal. Astfel, această metodă poate fi aplicată și dacă vrem să facem o bijuterie dintr-o frunză sau dintr-o frunză. Frunza se prelucrează cu grafit,
ca să o facem conductoare și se pune în baia electrolitică pentru a o acoperi cu metalul corespunzător. Acest proces permite atât restaurarea obiectelor de artă vechi, cât și obținerea bijuteriilor deosebite prin acoperire cu un strat subțire de metal. Electroliza mai poate fi aplicată și la tratarea unor boli la om. Una din această ramură a electrolizii poartă denumirea de ionoterapie. De obicei, atunci când ne simțim rău sau neconfortabil, principala cauză constă în aciditatea excesivă la om, pentru că un corp sănătos trăiește într-un mediu slab bazic. Acest fapt este una din marile probleme încă nerezolvate ale sănătății umane, deoarece acizii reprezintă o amenințare puternică pentru organism. Se știe că în tălpi se găsesc terminațiile canalelor de comunicare cu organele din corpul nostru. Viața și sănătatea omului se bazează pe un echilibru ionic. Un corp sănătos conține 80% de ioni negativi și 20% de ioni pozitivi. De aceea, el este considerat ca un magnet imens ce atrage spre sine toxinele atât din organism obținute pe baza alimentelor, cât și din mediul înconjurător. Însă băile electrolitice ajută la eliminarea toxinelor din organism, și anume mai ales a acidului uric, care este foarte toxic pentru organismul uman. Electroliza fiind una din puținele metode de eliminare a acidului uric atât de nociv pentru organism. Deci cum are loc detoxifierea cu ajutorul electrolizii? Se fixează niște electrozi mici pe ambele picioare și pe una dintre mâini. Membrele inferioare se așează într-o cuvă care este umplută cu apă potabilă călduță în care s-a dizolvat clorură de sodiu și se fixează o bobină ce emite un mic flux de curent electric de aproximativ 1,2-1,8 amperi. În apa călduță, favorizând formarea ionilor de hidrogen, de sodiu, clor și ioni de hidroxid. În filmulețul de mai jos observați cum are loc electroliza și detoxifierea organismului, apa devenind de la incoloră până la o culoare întunecată. În timpul curii de detoxifiere, curentul electric de mic voltaj aplicat îl va neutraliza surplusul de ioni pozitivi sau negativi, toxinele fiind eliminate prin osmoză, un proces care constă în deplasarea particulelor dintr-un mediu de o concentrație mai mare, adică în corpul uman, într-un mediu cu o concentrație mai mică, adică apa ionizată din cuvă. Astfel, simptomele cauzate de prezența toxinelor, precum durerea, inflamația sau edemul, sunt diminuate semnificativ. Culorile apei rezultate din ședința de detoxifiere prin electroliză arată diverse dezechilibre din organism. De exemplu, culoarea portocalie obținută în urma acestei ședințe ne arată eliminarea toxinelor din articulații. Culoarea maro ne arată detoxifierea ficatului. Culoarea neagră, detoxifierea ficatului și a vezicii biliare. Culoarea verde închis ne arată detoxifierea vezicii biliare. Dacă v-am provocat, deschideți pe domnul Google și îl întrebați. Procesul de electroliză mai este utilizat pe larg și în scopul epilării. Aceasta este singura metodă de epilare definitivă permanentă ce produce îndepărtarea părului 100%, indiferent de culoarea acestuia. Fie el negru, fie el brun, fie el sur. Electroliza presupune introducerea unui ac foarte fin, de diferite dimensiuni în dependență de firele de păr, în interiorul foliculului de păr, prin care trece o descărcare electrică de mici proporții. Aceasta cauterizează vasul de sânge care alimentează firul, iar rădăcina este distrusă definitiv. Electroliza, de fapt, este un proces foarte simplu și ieftin, care se aplică pe scară largă atât în diverse industrii, cât și în medicină, cum am remarcat mai sus. De fapt, electroliza are mult mai multe utilizări decât cele menționate astăzi la lecție.
Spre exemplu, producerea oxigenului pentru nave spațiale și submarine nucleare, producerea hidrogenului pentru combustibil folosind o sursă ieftină de energie electrică, gravarea electrolitică a suprafețelor metale cu semne permanente sau logo-uri. Vapoarele sunt salvate de la coroziunea cauzată de oxigenul din apă prin acest proces și multe, multe alte utilități. Nu ezitați să le căutați. Și vreau să închei lecția noastră de astăzi cu un motto. Caracterul te face să te dai jos din pat. Implicarea te determină să treci la fapte. Credința, speranța și disciplina te ajută să mergi până la capăt. Așadar, dacă ți-au apărut întrebări, nu ezita să le găsești răspuns. O zi frumoasă!